Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus.pi. Invitata mea din această seară a devenit celebră, am putea spune, după o inițiativă absolut lăudabilă. Despre ce este vorba, dar și cine este ea, veți afla îndată. Este Maria Magdalena Dincă, este o tânără din Stâlpu și recunosc că eu am cunoscut-o și am aflat povestea ei după ce colegii noștri din presa scrisă i-au publicat povestea. Bună seara și bine ai venit, Maria! Bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație! Îți mulțumesc tare mult pentru faptul că ai făcut efortul să fii aici în studio în această seară, mai ales că tu vii direct de acasă, de la Stâlpu, da? Da. Povestește-ne un pic despre tine, spune-le oamenilor care ne privesc, cu ce te ocupi tu? Eu am 23 de ani, sunt din comuna Stâlpu și sunt studentă la master în ultimul an. Ce studiezi la master? Administrație și politici publice în Uniunea Europeană. Crezi că vei continua ca și carieră în acest domeniu? Pentru că știu că ai și alte planuri. Sincer, chiar m-am întrebat foarte mult în ultima vreme dacă doresc să continui unde am făcut studiile sau în acest domeniu, dar se pare că nu se prea potrivește nu cu personalitatea potrivește. Mea. Da. Am înțeles. Exact. Și ce ai vrea să faci? Aș dori să continui studii în drept. Deci mai faci o facultate? Da. Doamne ajută! Cu cât mai multe, cu atât mai bine. Am aflat despre tine că ai făcut demersuri astfel încât elevii școlii din Stâlpu să primească burse. De unde a început toată povestea asta? Știu că a început într-o zi în cămin, da? Da, eram foarte plictisită și dădeam scroll pe Facebook și mă gândeam, poate mi se ivește o oportunitate care să-mi schimbe viața și... Chiar așa a fost. Cum așa? A postat un prieten de-al meu pe Facebook oportunitatea asta cu un proiect de implicare civică pentru tineri și am aplicat. A fost greu, cel puțin la ideea pe care trebuie să o fac în proiect, și anume advocacy, să lupt pentru o anumită idee. Să susții o idee, să aduci argumente pentru ea. Care a fost ideea inițială la care te-ai gândit? Ideea inițială a fost cea câinilor comunitari. Erau câțiva câini în zona gării, dar, nu știu, în timpul proiectului au dispărut, oarecum prin minune, chiar nu știam ce s-a întâmplat. Și la predeal, la primul training, am schimbat pe partea de burse școlare, pentru că am văzut foarte mulți tineri de 15 ani din proiect care își doresc să obțină burse pentru ei înșiși și pentru ceilalți elevi. Bun, la training, la predeal, ai aflat povestea asta și ai aflat că ai putea să și faci ceva pentru acești adolescenți, pentru acești copii de la școala din Stâlpu. Da. Te-ai întors cu ideea acasă. Cât de greu sau cât de ușor, la modul general vorbind, ți-a fost să obții rezultatul pe care l-ai obținut? Nu a fost greu, nu a fost nici greu, nici ușor. Ce-i drept, a fost mai mult o luptă interioară, o luptă cu mine, cu emoțiile, o luptă de a ieși în față, de a-mi spune povestea, ceea ce îmi doresc eu. M-am gândit, oare ce o să spună foștii mei colegi de școală sau ce o să spună profesorii? Foștii sau... profesori, exact, da. Exact, sau că... cine mă cunoaște, ce o să spună oare? O să mă susțină sau... O să fie retrași, o să mă judece. Și uite că ți-ai continuat demersul și rezultatele nu au încetat să apară. Da. Te-ai dus inițial unde? La școală sau la primărie? Prima dată am trimis o adresă către primărie, prin care am solicitat informații de interes public privind bursele. Apoi am avut o întrevedere cu domnul primar, prin care a spus că dorește să mă cunoască. Și apoi am fost la școală, pentru că sunt foarte aproape și am zis de ce nu. Bun. Ce răspuns ai primit la solicitarea ta adresată primăriei cu privire la bursele școlare acordate elevilor? Am primit doar hotărârea de Consiliu Local pentru anumite premii acordate la sfârșitul anilor școlari pentru elevii meritoși. Bun. Ce ai aflat în momentul în care ai mers la școală? La școală, domnișoara director mi-a spus că se acordă și burse sociale și s-au acordat mulți ani la rând. Da, dar acum de ce nu mai primeau? Sau care erau criteriile pe care se primeau aceste burse? Se acordau burse sociale, încă se acordau,
Doar că, din câte am înțeles și din ce mi-a spus dânsa... Nu primeau toți. Ar fi fost pe bază de propuneri. Da, nu deci toți. Nu pe baza, eu știu, dosarelor, ale veniturilor familiei și așa mai departe. Da. Cum a continuat demersul ăsta? Pentru că mă gândesc că nu dintr-o dată au apărut bursele elevilor pentru că Maria Dincă l-a rugat frumos pe primar să le dea elevilor burse. Am scris un articol pe România Curată care se numește Nu avem buget și am spus despre această întâmplare cu domnul primar și domnișoara director care au spus oarecum lucruri contradictorii. De ce s-a numit articolul tău Nu avem buget? Pentru că aceasta este fraza pe care a fost spusă de mai multe ori. Nu avem buget și eu îmi doresc, dar nu se poate, poate în alți ani, în anii următori. În tot demersul tău, tu ai avut în spate și oamenii asociației cu care ai mers la training. Sigur, fără dânsi nu aș fi ajuns așa departe. Bun. Ți-au sugerat vreodată faptul că acordarea burselor elevilor țin cumva de pixul primarului? Adică el aprobă dacă elevii primesc sau nu bursele acestea. Ți-au spus vreodată lucrul acesta? Nu. Mi-au spus că este obligat prin lege, prin legea educației naționale, numărul 1, să acorde burse, toate cele 4 tipuri de burse, de performanță, de studiu, de merit și sociale. Exact. Și nu se pune problema de buget. Exact, da. După apariția articolului pe care tu l-ai publicat în România Curată, ce s-a întâmplat? Care au fost primele lucruri care s-au întâmplat? S-au acordat burse. De fapt, au dat o știre către comunitate că se acordă burse să aducă toată lumea dosare. Bun. La cât timp s-a întâmplat treaba asta? Cred că maxim o săptămână. Ai luat legătura și cu reprezentanții inspectoratului școlar? Da. De fapt, am trimis către prefectură o adresă prin care am cerut supravegherea situației și aceștia au trimis adresa mea către inspectoratul școlar. Și astfel am primit de la inspectoratul școlar un răspuns prin care se acordă 71 de burse școlare. Bun. Deci este un mare câștig. Da. Dincolo de atitudinea pe care au luat-o reprezentanții prefecturii de a trimite adresa ta către inspectoratul școlar, înțeleg că s-a mai întâmplat ceva astăzi. Da. Chiar azi dimineața am avut o întrevedere cu domnul prefect și am comunicat dorința mea de a întinde acest demers la nivelul tuturor UAT-urilor din Buzău. Din județul Buzău. Da. Cum te-a primit domnul prefect și cum, dacă tu crezi că te vei putea sprijini, bucura de sprijinul reprezentanților prefecturii în acest demers? Domnul prefect a avut o atitudine foarte călduroasă și primitoare. Chiar m-am simțit foarte bine la prefectură și m-a prezentat tuturor membrilor echipei. Și am avut o discuție și i-am spus și despre demersul meu inițial cu câinii comunitari și a spus că, într-adevăr, este o problemă și că dorește să facă demersul și în acest sens. Știi ce mă bucură foarte tare? Cei care mă cunosc știu că nu sunt și niciodată n-am fost genul de om care să laude gratuit. Însă atitudinea reprezentanților prefecturii în ceea ce te privește și viteza de reacție este de lăudat. Telespectatorii noștri de acasă vreau să știe un lucru. Tu provii într-o familie cu 5 frați. Da. Părinții tăi sunt oameni muncitori, nu au niciun fel de influență la nivel de județ, la nivel de prefectură, la nivel de altă instituție. Și faptul că domniile lor au ținut să te cunoască, să-ți asculte ideile și să afle mai mult despre proiectul tău, mi se pare lăudabil pentru că, din păcate, la nivelul nostru, ca și comunitate, sau poate la nivel de țară, s-a împământenit o idee. Aceea că dacă nu ești copilul cuiva sau dacă nu intervine cineva pentru tine, nu reușești să faci nimic. Ei, iată că tu
ai reușit să faci lucrul acesta. Este și motivul pentru care eu te-am adus în fața telespectatorilor și am vorbit oamenilor despre povestea ta. Pentru că avem nevoie de tineri ca tine, de tineri cu inițiativă. Fie că vorbim despre câini comunitari, fie că vorbim despre bursele copiilor, fie că vorbim despre orice alt subiect care pe voi vă interesează și, ca, și care vă face să luptați și să vă zbateți. Ți se pare ușor să pătrunzi în hățișul ăsta al administrației, să convingi oamenii să respecte până la urmă legile și să dea drepturile lor oamenilor? Nu este chiar ușor. În primul rând ai nevoie de curaj. Și ai nevoie și de oameni care să te susțină, oameni în spate care îți spun, da, uite, poate primarul a avut o atitudine, nu știu de care, dar nu este nimic, tu continuă cu demersul și va fi ok. Chiar dacă nu azi, poate mâine. Ți-ar plăcea să lucrezi în administrația locală? Să lucrezi la o primărie, să spunem. Mi-ar plăcea în sensul că aș putea să-mi ajut comunitatea. Aș putea să fac foarte multe pentru tinerii din comunitate. Mi se pare că de asta au nevoie tinerii din ziua de astăzi, de oportunități. Fie că stai la sat, fie că stai la oraș, ai nevoie de oportunități, de creștere, de dezvoltare, să vezi lumea cu alți ochi. Pentru că nici eu când eram la sat, la Stâlpul, nu știam de voluntariat, nu știam că poți să mergi în proiecte Erasmus plătite sau tot felul de alte chestii. Hai să facem un exercițiu de imaginație și să spunem că la următorul mandat ai candidat și ai fi primarul localității Stâlpu. Ce-i face pentru oamenii din Stâlpu, pentru copii, pentru comunitate? Pentru elevi aș dori să creez oportunități non-formale de învățare. Workshop-uri sau să aduc experți pe partea de discriminare, pe partea de public speaking, pentru că avem nevoie de acest lucru chiar și pentru a face un demers. Chiar și pentru a fi prezent într-un studio de televiziune. Exact. Pentru oameni, locurile de muncă lipsesc? Da, s-au mai încercat ceva afaceri, dar au falimentat și mi-aș dori să închei comunitatea. Să aduci oamenii unul lângă altul. Oamenii împreună și de diferite vârste, nu doar tineri cu tineri și bătrâni cu bătrâni. Să aducem împreună, să vorbim cu dânsi și să purtăm un dialog structurat. Mi se pare că asta lipsește, dialogul dintre administrația publică și cetățeni. Nu sunt întrebați în deciziile care sunt luate practic pentru dânsii, că asta este scopul lor, să lucreze pentru cetățeni. Mie știi ce mi se pare apropo de treaba asta? Mi se pare absolut uimitoare, ca să nu zic halucinantă, următorul aspect. Legea te obligă pe tine ca administrație publică locală să pui în dezbatere publică proiectele de hotărâre pe care urmează să le adopți. Exact. Ce înseamnă, din punctul de vedere al autorității publice, să pui în dezbatere publică? Să lipești pe avizier, să postezi pe site și cu asta s-a terminat discuția. Păi dacă omul ăla de la țară sau de la Stâlpu sau de oriunde, de la Gurateghi, de unde am crescut eu, ar avea timp să se ducă lună de lună să citească ce afișe au lipit oamenii acolo. Dacă ar mai sta în fiecare lună să deschidă site-ul www.primariastâlpu.ro și, sau nu neapărat Stâlpu, zicem altă primărie, și să aibă cunoștință despre lucrurile care se aprobă, care se votează, n-am mai avea oameni care muncesc la sat, n-am mai avea oameni care duc comunitatea aia în spate, pentru că hai să recunoaștem, comunitatea e dusă în spate de oamenii care o compun. Și despre asta vorbim, despre faptul că oamenii ar putea fi strânși într-o ședință lunară. Exact. Oameni buni, hai să ne vedem. Voi ce nevoie aveți? Ce lipsește? Ce le-ar trebui copiilor voștri? Care este problema de care vă loviți? Și pentru că, uite, vorbim despre problemele de care se lovesc oamenii și vorbim despre demersul tău.
Dacă un astfel de demers ar fi implementat la nivelul fiecărei comunități, fiecărei școli din județul Buzău, eu cred că abandonul școlar s-ar înjumătăți pe puțin. Pentru că vorbeam înainte de începutul emisiunii, oamenii și copiii sunt la fel peste tot, și la oraș și la sat. Dacă unui copil îi e rușine la oraș să se ducă cu pantofii rupți în picioare sau cu Adidas și rupți, și celui de la sat îi este. Numai că celui de la oraș, într-un fel sau altul, îi e mai ușor părintelui să-i procure. Însă la sat este cu atât mai greu, cu cât nu sunt locuri de muncă, veniturile oamenilor sunt extrem de mici și iată, o astfel de bursă ar putea să-i salveze, să le ofere un ghiozdan nou, să le ofere o pereche de Adidas. Pentru că, hai să fim serioși, sunt convinsă că niciodată bursele școlare nu se vor duce unde se duc banii de ajutor social. Corect? Da. În perioada când tu ai fost eleva școlii din Stâlpu, te-ar fi ajutat o astfel de bursă? Pentru că sunteți totuși 5 frați. Da, chiar mă gândeam la acest aspect și de asta, ăsta a fost și un motiv pentru care am dorit să fac pe partea de burse, pentru că știu că m-ar fi ajutat pe mine foarte mult. Chiar dacă ar fi fost 70 de lei pe lună, chiar dacă ar fi fost 100 de lei pe lună, pe mine m-ar fi ajutat foarte mult. Fie că era îmbrăcăminte, dar mai ales pe partea de auxiliare, manuale. Deși se spune că educația în România este gratuită, ei bine, nu este chiar așa. Asta o știm cu toții, da. Slavă Domnului. Deci, chiar pe partea de educație te-ar fi ajutat o astfel de bursă. Da. De ce crezi tu, ca tânăr în România, că nu neapărat la Stâlpu? Pentru că noi vorbim, acolo ți-ai făcut tu demersul și sunt sigură că autoritățile locale sunt deschise și la alte proiecte. Dar cum s-a întâmplat acolo, se întâmplă în multe unității administrativ-teritoriale din țara noastră. De ce crezi că dau atât de puțină importanță aspectelor de genul acesta? Nu vor să existe progres în educație? Sau pur și simplu au impresia că sumele astea nu sunt atât de valoroase, de importante? E greu să găsim un răspuns. Da, este într-adevăr, pentru că și eu am stat și m-am gândit, doamne, dacă îi se cuvine, de ce nu i-o dai? Indiferent ce aleg părinții, ce alege copilul ăla să facă cu ea. Probabil găsesc alte motive sau alte priorități pentru care să acorde acei bani. Care au fost reacțiile după publicarea articolului, după acordarea burselor, pentru că înțeleg că inclusiv pe luna decembrie au fost acordate bursele elevilor din Stâlpu. Care au fost reacțiile oamenilor? Hai să începem cu ai tăi de acasă. Nu știu, ai mei la început au fost oarecum reticenți. Au zis... Stai cu minte, vezi-te treaba ta. Da, exact, vezi-te treaba ta. Și am zis, nu, eu vreau să încerc să fac. Chiar dacă nu va merge, eu vreau să încerc. Și... apoi, pe parcurs, am avut așa puțină susținere din partea mamei și a tatălui și la final nici lor nu le vine să creadă. Deci ei erau pe partea de nu o să reușești, nu o să meargă, nu știu ce va zice domnul primar. Sau, le era probabil teamă să nu se supere domnul primar. Sau să nu aibă o reacție nefavorabilă față de părinții mei sau... să se întâmple alte chestii sau minuni, cum se întâmplă. Și uite că nu s-au întâmplat și uite că elevii și-au primit bursele. Da. M-aș bucura tare mult ca să devină deja un obicei, astfel încât copiii ăștia să se bucure de astfel de burse. Da. Și inclusiv noi, jurnaliștii, ne-am îndreptat atenția către tine în momentul în care am aflat... ți-am spus, eu am aflat și am citit cu bucurie materialul publicat în Opinia și după aia te-am găsit ușor, pentru că în ziua de astăzi să nu vrei, nu găsești un om. M-am bucurat tare mult pentru faptul că ai reușit să vii aici. Vreau să-mi spui ce vrei tu să faci în continuare, pentru că îți spuneam și la începutul emisiunii, avem nevoie de tineri cu inițiativă, așa cum ești tu. Există vreo șansă să ai casa și familia ta în Stâlpu în următorii ani?
Foarte bună întrebarea. Da, și mie îmi dă întrebarea asta foarte mult de gândit. Probabil peste ani și ani, când voi considera că este timpul și îmi ofere toate oportunitățile, da, mă voi muta acolo, mă voi reîntoarce. Lipsa unui loc de muncă, așa cum ți-ai dorit tu, este motivul care te face să nu spui acum da. Da, exact. Da, din păcate este într-adevăr o problemă și chiar dacă este relativ aproape și chiar dacă există transport public local până la Stâlpu, ajungerea de acasă, de la tine până la oraș, tot e destul de dificilă, da. Și ți-ar pune piedici în dezvoltarea ta. Unde te vezi în următorii ani? Ce vrea să faci? Aș vrea să-mi ființez un centru de tineret în Buzău, să-mi ființez Asociația Elevilor Buzoieni, cum am spus și în articol, și fericită. Da, e un target foarte, foarte bun. Să știi că puțin dintre noi avem puterea să recunoaștem acest lucru. Dacă ar fi să o iei acum de la capăt cu demersul tău, ai avea curaj din nou să o iei de la capăt? Da. Te-a împiedicat, eu știu, în îndeplinirea sarcinilor pentru master, toată povestea asta, pentru că a trebuit să stai un pic, să dedici un pic de timp. A, nu, nici vorbă. Nu, am avut cursuri online și nu a fost nicio problemă, am avut doar a doua parte a zilei, două sau patru ore. Nu, a fost foarte, foarte ok, foarte lejer. Știi că tot demersul tău ar putea deveni model de bune practici pentru alți tineri, pentru comunitățile în care se implică. Pot lua legătura cu tine? Ești dispusă să consilieze alți tineri astfel încât să le arăți drumul pe care tu l-ai parcurs? Sigur, de aceea am ființat și Asociația Elevilor Buzoieni, pentru a ajuta și alți tineri să facă același lucru pe care l-am făcut și eu. Și mă bucur foarte mult că am sprijinul domnului prefect în acest demers. Da, vezi tu că treaba asta cu prefectul e relativă, pentru că astăzi este, mâine poate foarte ușor să nu mai fie, însă repet ceea ce am spus mai devreme, inițiativa lui și a oamenilor din jurul lui și faptul că te-au chemat acolo să te cunoască și să-ți arate sprijinul, până la urmă nu ți-a arătat sprijinul echipa prefectului Daniel Țiclea sau prefectul Daniel Țiclea. Sprijinul pe care ei ți l-au oferit și dialogul a venit din partea instituției prefectului. Până la urmă, dacă mă întreb pe mine, asta ar trebui să se întâmple de fiecare dată, iar tinerii ca tine cu inițiativă ar trebui sprijiniți, valorificați și puși în valoare. Dacă ți s-ar oferi, eu știu, autorități, cineva, să spun, uite, chiar și domnul Țiclea, la un moment dat ar putea să vină domnul prefect, ar putea să vină să spună, Maria, am nevoie de un consilier ca tine, pe problemele tinerilor ale, ai fi dispusă să încerci? Pe partea de tineri, cu mare drag. Ce le lipsește tinerilor cel mai mult în ziua de astăzi? Spun eu, principalul lucru pe care eu cred că ar trebui să-l scoatem în evidență și după aceea o să te rog și pe tine. Cred că cel mai mult le lipsește tinerilor să fie ascultați. Da. Mă întreb cum s-ar schimba lumea în care trăim dacă n-am mai tratat tinerii la modul habar n-ai, ești prea mic ca să știi, taci tu din gură că nu știi nimic și lista poate continua foarte, foarte mult și foarte ușor. Proiectul tău, implementarea acestui proiect la nivelul localității Stâlpu, ar putea deveni un proiect, de ce nu, pe partea de educație pentru tine? Adică ai putea să povestești la un moment dat, uite ce am reușit eu să fac și uite care a fost lupta mea cu autoritățile. Sigur, voi face asta pentru a îndemna și alți tineri să facă, să aibă curajul, cel mai mult să aibă curajul și să înceapă un demers în orice domeniu doresc ei. Au fost frumoase, au fost rezultatele, fără doar și poate. Dar cel mai urât lucru despre care ai putea să vorbești în toată povestea asta, care ar putea să fie?
Sau nu a existat neapărat un lucru urât? Nu, au fost momente în care am avut foarte puțină încredere în mine, în care după unele întrevederi, fie cu primarul, fie cu cei de la școală, m-am simțit foarte prost, m-am simțit că nu are sens ceea ce fac sau că nu voi avea rezultatele la care mă aștept. Și uite că realitatea ți-a demonstrat contrariul și eu mă bucur foarte tare că ai reușit să, da, să faci treaba asta. Am eu bănuiala că vom mai auzi și că ne vom mai vedea. Pentru că în ciuda faptului că simți că nu ai încredere în tine, iată că perseverența ta dă rezultate, iar lucrul ăsta este un lucru extraordinar. Te felicit din toată inima pentru tot ce ai făcut. Îți mulțumesc pentru faptul că ai avut curajul și puterea să vii în această seară în studioul Campus TV. Îți mulțumesc pentru dialogul extraordinar de plăcut, în ciuda faptului că, uite, acum pot să spun, am simțit pe tot parcursul emisiunii faptul că ai avut emoții foarte puternice, dar iată că ai reușit să le depășești și să vii aici, să stai de vorbă cu noi, să împărtășești povestea ta și să devii, de ce nu, un exemplu pentru cei care ne privesc. Te felicit din toată inima și nu-ți doresc decât un lucru. Putere să mergi mai departe, pentru că de restul vei găsi resurse. Te felicit și îți mulțumesc. Vă mulțumesc frumos. Mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag întotdeauna, Maria. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem mâine seară, o seară minunată. Vă doresc la revedere.